Copilăria și adolescența sunt cele mai frumoase părți din viață. Inocența și naivitatea îl fac pe om să viseze la o lume perfectă, unde iubirea și pacea se împletesc într-un magic dans ce cutreieră universul. Dar sunt copile care nu știu ce este fericirea. Conform știrile ProTV, în țările în care tradiția este ridicată la rang de lege și conduce viața oamenilor, puritatea este călcată în picioare și înlocuită de o lungă suferință. Femeia este un obiect, un produs prin care se realizează un troc murdar între bunăstarea materială și respectul comunității. În India, fetele nu sunt lăsate să învețe ce este iubirea. Nu știu cum este să ai fluturi în stomac atunci când te întâlnești cu un băiat. Căsătoriile lor sunt aranjate cu mult înainte de a se naște și de cele mai multe ori aleșii sunt băieți cu câțiva ani mai mari decât ele. În Afganistan, fetele de 80 ani sunt promise tinerilor de 20-30 de ani sau chiar văduvilor sau bărbaților care le-au violat, iar apoi le cer de nevastă, cum se practică în Etiopia. De cele mai multe ori, aceste căsătorii sunt doar tranzacții în niște afaceri murdare, în care o copilă de 8 ani este prețul care scapă familia de datorii. Este cunoscut cazul unei copile pe nume Ali, care în 2008, pe când avea doar 10 ani, a reușit să scape din Yemen și să fugă într-o țară civilizată, unde a cerut să divorțeze de soțul ei cu 20 de ani mai mare decât ea. Cazul a șocat atunci, iar povestea fetiței a impresionat mai ales că familia ei o vânduse pentru a-și rezolva problemele financiare. De fiecare dată când îl vedeam, îmi provoca repulsie și îl uram și mai mult. Povestește o altă copilă de numai 6 ani forțată să se căsătorească cu un bărbat cu 20 de ani mai mare decât ea. La vârsta la care multe fetițe de la noi se joacă încă cu păpușile și învață să scrie în clasa 1 la școală, în unele părți ale lumii ele sunt vândute și obligate să fie soții ascultătoare și devotate. Aceasta este realitatea cruntă în care trăim, relatează știrile ProTV.ro.